un turist american, aflat în Cisjordania, a descoperit un vas de lut complet intact din epoca timpurie a bronzului. Artefactul ar avea o vechime de aproximativ 5.000 de ani. Robbie Brown, în vârstă de 53 de ani, a făcut descoperirea în regiunea Qumran, în apropiere de Marea Moartă, după ce a intrat într-o peșteră în timpul unei drumeții alături de prietenii săi, potrivit autorității pentru antichități din Israel, IAA. Totuși, aceasta nu a fost prima oară când Brown a vizitat locul, cunoscut drept Peștera 53. Turistul american a participat la săpături arheologice la peșteră în urmă cu 5 ani, cercetările fiind coordonate de cercetători de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și Universitatea Liberty din Virginia, SUA. Săpăturile au dezvăluit descoperiri fascinante, inclusiv bucăți de borcane și boluri, semințe de smochine și măsline, precum și un fragment dintr-un manuscris antic. Arheologii au fost luați prin surprindere de aceste descoperiri în 2017, având în vedere că au mai avut loc săpături la peșteră în urmă cu 30 de ani, potrivit IAA. Peșterile din zona Qumran sunt cunoscute pentru faptul că aici au fost descoperite manuscrisele de la Marea Moartă. După ce Brown și prietenii săi au descoperit vasul intact, aceștia au fotografiat artefactul fără să-l atingă și au contactat IAA. Potrivit oficialilor, recipientul este unul dintre cele mai complete descoperite din acea perioadă.